Precum vedeți, troleibuzele s-au oprit. S-au oprit pe Bulevardul Elisabeta, chiar în fața primăriei București. De ce oare s-au oprit troleibuzele? De ce nu mai merg troleibuzele? Ia să vedem noi ce s-a întâmplat aici. Ce s-a întâmplat? Un accident. O mașină pe care o vedeți acolo, care are partea din față distrusă, după ce s-a lovit de troleibuzul 85, precum vedeți acolo. Așa. Ceea ce este foarte bine este faptul că s-au deschis airbag-urile. Ia să dau mai aproape să vedeți că airbag-urile s-au deschis, ceea ce înseamnă că persoanele din față, cea de la volan și cea de lângă ea, au fost protejate. Cu siguranță nu s-a întâmplat nimic grav cu persoanele respective, însă șocul evident l-au simțit. Puțin mai încolo poliția își face treaba. Circulația este într-un singur sens. Dinspre piața Universității vin și vin mașini, însă în partea inversă, până când nu se clarifică acest accident, circulația partea inversă nu va fi. Poliție pe aici. Așa. Iată cum se întâmplă accidente, iată cum încă destul de multă lume în România, inclusiv în București, nu este destul de atentă. Bine că nu a fost ceva foarte grav. Mașina însă... Scuze, uite, polițistul. M-am uitat acolo și polițistul mi-a făcut observație că merg pe partea carosabilă, dar vreau să mă apropii de accidentul acela, să-l vedeți mai de aproape. În orice caz, încerc prin partea cealaltă să văd dacă pot să intru, să vedeți din față mașina distrusă, limuzina aceea de culoare roșie. Ia să vedem aici. Ia uitați-vă voi aici, ce avem noi aici. Ia uite ce aici. Aoleu. Ia uite. Poliția își face treaba în continuare. Ia uitați-vă aici ce aici.